Mai multe societăți comerciale din județ au intrat în vizorul polițiștilor în cadrul acțiunilor de control derulate pe parcursul lunii ianuarie pentru prevenirea și combaterea delictelor din domeniul silvic, potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj. Polițiștii din Sălaj au desfășurat în luna ianuarie mai multe acțiuni pentru prevenirea și combaterea delictelor în domeniul silvic. În total au fost efectuate 245 de controle la societăți comerciale și în fondul forestier și verificate peste 300 de mijloace de transport. În urma acestor acțiuni au fost constatate 8 infracțiuni. Au fost aplicate amenzi în valoare de 126.000 de lei și au fost confiscați peste 130 de metri cubi de masă lemnoasă. De asemenea, polițiștii au confiscat 3 căruțe și 6 fierăstraie mecanice. La activități, polițiștii au fost sprijiniți de jandarmi și de reprezentanții ai Direcției Silvice Sălaj, Gărzii Forestiere Sălaj și Gărzii Județene de Mediu.